Ieri, Consiliul Baroului Buzoian și-a exprimat opțiunea pentru cel care își va exercita prerogativele primite alături de decanul Adrian Tudorancea. Cei 10 consilieri au ales-o cu majoritate de voturi pe domnișoara avocat Lucica Mihaela Poteraș, în funcția de prodecan. Ieri am terminat procedura electivă în cadrul Baroului Buzău. Ea a demarat cu alegerea de către Adunarea Generală a decanului, a Consiliului și a comisiilor care funcționează în cadrul barului, Comisia de Cenzură și Comisia de Disciplină. Ieri a fost pe ultimul moment în care s-a votat pentru funcția de prodecan. Votul aparține Consiliului. În calitate de prodecan a fost aleasă domnișoara Lucica Mihaela Poteraș. La alegerea pentru prodecan, alegerea care, repet, se face în cadrul Consiliului, deci cei 10 consilieri plus decanul Consiliului Baroului, au participat doamna Masacan Simona și domnișoara Lucica Poteraș Mihaela. Mă rog, la insistența dumneavoastră, votul a fost de 8-3. Avocatul Lucica Mihaela Poteraș profesează de 16 ani și face parte pentru a doua oară din Consiliul Baroului. Alegerea sa în funcția de prodecan este o recunoaștere a calităților sale manageriale, dar și a activității depuse în calitatea de consilier al Baroului. Dat fiind caracterul de profesie liberală, avocatura nu are șefi în sensul strict al cuvântului, funcțiile și demnitățile pe care statutul profesiei și legea le reglementează au rol pur administrativ. Ele nu reprezintă în sine nimic dacă nu există cooperare, colaborare cu toți ceilalți avocați, cu tot corpul profesional. De aceea, accentul în toată activitatea noastră, așa cum a fost și în mandatul anterior și în prezent, se va pune în mod evident pe crearea acestei coeziuni, pe atragerea în activitățile care, teoretic și potrivit statutului, revin în primul rând Consiliului, dar în ele ar trebui să atragem și să se implice și colegi din afara Consiliului, este cel mai important lucru pe care ni-l propunem. Funcțiile obținute prin votul direct și majoritar al colegilor înseamnă o mai mare responsabilitate, pentru care se alocă mult timp și un volum mare de muncă. Voturile acestea numeroase cu care am fost mandatați ne și onorează, dar așa cum am spus, creează o presiune mai mare pe umerii noștri și sperăm să nu dezamăgim. Este prima ședință de Consiliu în care sunt în Consiliul ăsta din 1997, în care am văzut că efectiv colegii s-au oferit să îndeplinească anumite atribuții, anumite sarcini, fără să fie necesar să-i rugăm sau să insistăm pe această temă. E o chestiune benefică și sper să o ținem tot așa în continuare. Următoarele alegeri pentru membrii din conducerea Baroului Buzoian vor avea loc peste 4 ani.